primești și desenezi în Minecraft. Ho-ho! Ați auzit bine! Astăzi desenăm! Ok, încă puțin, încă puțin. Da, nu sunt prea bun la desenat. Dacă vă întrebați cum o să funcționeze acest episod, ei bine, o să funcționeze exact așa cum sună. Efectiv, să spunem că eu în momentul de față mă joc Minecraft și dintr-o dată îmi doresc, nu știu, habar n-am, un măr. Nu știu, îmi doresc eu un măr în momentul ăsta. Tot ce trebuie să fac este să mă duc aici la planșa mea și să desenez un măr. Dați-mi două secunde. Ok, fac așa ceva rotund, aici fac o codiță și aici înăuntru fac un roșu. Gata, acum am desenat un măr, iar în momentul în care dau click, 3, 2, 1 și efectiv am primit un măr. Doamne, pentru că efectiv am desenat un măr. Și dacă mai fac încă o dată asta, bam, încă un măr. Și dacă mai fac încă o dată asta, bam, încă un măr. Și dacă mai fac o dată asta, încă un măr. Și încă o dată și tot așa. Băi frate, e destul de obositor să desenezi. Și practic asta vom face astăzi. Oameni buni, dacă vă place această serie și dacă vă place ideea asta și dacă mai vreți episoade de Minecraft în continuare, nu uitați să dați un mare like la acest videoclip, oameni buni, un subscribe, un clopoțel, pentru că băi, chiar mi-am pus abilitățile de pictor la încercare în episodul ăsta și eu chiar am încercat să desenez. Rămâneți până la final să vedeți ce s-a întâmplat și nu uitați că colecțiile clasice de mărși tocmai ce s-au lansat pe iSilent.ro. Haideți să trecem la clip. Ok, fraților, în momentul de față am început o nouă lume de Minecraft și desigur că am aici tot ce trebuie. Am paleta, am totul de desenat pregătit, numai că momentan nu știu dacă îmi doresc ceva. Adică da, practic orice îmi doresc, eu doar trebuie să desenez, atâta tot. Dar nu vreau nimic. Pe bune, în momentul de față tot ce vreau este să fac un survival clasic, adică să sparg niște lemn, chestii de-astea. Adică chiar nu-mi doresc nimic, fraților. Pur și simplu, hai să facem un survival ca la carte. Facem aici un crafting table și acum haide să-mi fac un... what? Nu pot să fac un pickaxe pentru că nu mai am o bucată de lemn. Hai bă, frate! Ok, nu, știi ceva? Știu ce-mi doresc. Efectiv, îmi doresc o bucată de lemn. Ok, dați-mi două secunde să... Cum să fac eu o bucată de lemn? Deci, efectiv, o să fac așa și, efectiv, o umplu gen așa și mai fac niște detalii de-astea mici cu alb și gata. Asta e o bucată de lemn, nu? Ba, spuneți-vă, rog frumos, că e. Ok, hai să aflăm. 3, 2, 1, bam! Wow, what? Chiar am primit, voi vedeți? Ok, bun, perfect. Acum că am primit, haide să ne facem un pickaxe. Bă, frate, dar efectiv e instant, nu pot să cred, gen. Ia, dacă mai fac încă o dată asta, bam! Oh my god, încă o dată! Ok, bun, ia stai încă o dată. Bam! What? Bă, stai, ce? Bă, cum funcționează chestia asta? Deci eu chiar nu înțeleg, efectiv am 4 bucăți de lemn și n-am spart deloc. Bă, e prea mișto, nu cred. Doamne, ok. Bun, iar acum hai să mergem, ne luăm 6 după noi și am plecat. Băi, fraților, vedeți oaia aia? Am nevoie de lână, dar nu vreau să o omor. Și am nevoie de o pereche de foarfece, dar nu am. Ok, dați-mi două secunde, cred că știu ce să fac. Cum desenez asta? Nu, ok, gata, știu. Dați-mi două secunde. Deci uite, o să fac așa și așa. Și acum o să fac... Băi, eu zic că arată ca o foarfecă. Hai să vedem dacă o primim acum. 3, 2, 1, bam! Oh my god. Nu cred. Unde e, mă? Unde? Ah, uite-o acolo. Trece cu a... Și bam! Bine, mă. Wow. Ba, nu știu de ce, dar episodul ăsta îmi place mult prea mult. Adică, pur și simplu, dacă cumva mai vreau încă o pereche de... dacă mai vreau o foarfecă, practic, efectiv mai fac încă o dată asta și mai primesc. Dacă mai vreau încă o dată, mai dau așa, gen... Bă, frate, e prea șmecher. Wow, mamă, frate, ce se întâmplă aici? Portal de Nether? Nu cred. Mamă, e un portal de ăsta ruinat, abandonat. Ia să vedem ce avem aici. Nimic interesant. Băi, frate, știi ce îmi doresc în momentul de față? Îmi doresc un portal care să fie bun și să meargă. Nu prostia asta. Am o idee. Am o idee, fiți atenți. O să desenez un portal și o să mă rog, o să... Gen, sper să apară un portal normal aici. Deci fiți atenți. O să construiesc efectiv, adică o să desenez, nu o să construiesc efectiv un portal de Nether. Fiți atenți. Nu, fii atent, îl fac mai gros, gen. Uite, îl fac așa, dar stai că trebuie să trag o linie dreaptă. Nu pot. Bă, nu pot să... Bă, nu. Nu pot. Nu pot efectiv să trag o linie dreaptă. Ok. Ok. Nu. Ok, încă puțin, bun, perfect, bun. Iar acum trebuie să-l facem pe interior așa. Mamă. Ok, acum facem niște detalii așa. Mamă, cât de șmecher a ieșit. Bun, iar acum am bun. 3, 2, 1, bam. Ce? Ce, mă? Ce se dă?
Nu cred. Bă, frate, da-te încolo ca nu te cred. Ok, hai să mergem în Nether. 3, 2, 1, wow. Ok, bun. Bă, dar nu prea-mi place pe ei, sincer. Pentru că n-am nimic, am nevoie de o armură. Dați-mi două secunde, rezolv imediat. Bun, armură. Trebuie să le desenez pe toate pe rând. Ok, îmi doresc o cască de diamond. Ok, cred că asta arată ca o cască, nu? Bun, 3, 2, 1, bam. Oh, ok, bun, am primit-o. Yay! Acum îmi doresc, ce credeți? Ok, acum vreau niște pantaloni. Oh, perfect, i-am primit și pe ăștia. Dar eu stai așa. Oare dacă desenez un chestplate, mă rog, dați-mi două secunde, ăsta ar trebui să fie un chestplate, și fac și niște botoși în același timp, mă rog, ăștia numai botoși nu sunt, oare o să mi le dea pe amândouă? Hai să aflăm! Bam! Oh, what? Nu cred, chiar am mers! Ah, perfect! Mamă, frate, dar e destul de periculos pe aici, adică uitați-vă și... Bă, ce se întâmplă? What? A căzut în lavă? Hai de capul meu! Mamă, fraților, în momentul de față îmi doresc o poțiune de fire resistance. Repede, deci trebuie să fac o poțiune. Ok, mamă, nu știu dacă arată ca o poțiune. Bun, și e portocalie pe interior. Ok, bun, haide, te rog, spune-mi. 3, 2, 1, bam! Ok, nu pot să cred. What? Chiar am primit fire resistance. Nu se poate, nu mai au foc, uitați-vă. Am fire resistance. Frate, încolo. Date încolo, chestia asta e mult prea OP. Ok, știi ceva? Acum vreau acasă. Jocule, cum ar trebui să desenez acasă? Ha, presupun că chiar trebuie să desenez o casă ca să mă duc acasă. Ok, bun, deci fiți atenți cum o să desenez. Deci, efectiv, o să fac așa un câmp cu iarbă verde. După care o să fac, desigur, cerul albastru. Deci eu chiar desenez aici, eu chiar mă dedic, sincer. Deci ca să mă fac înțeles că nu vreau să mă ducă tot în Nether. Vreau să mă duc acasă, în lumea normală, da? Facem și niște nori, așa frumos. Nu găsim nori în Nether, deci n-are cum. Așa vreau să arate casa unde mă teleportează. Deci, exact așa. Facem o ușă de asta clasică. Stați așa două secunde. Aha, perfect. Cu o acoperiș de asta așa triunghiular, cu niște geamuri. Și cam asta e. Bun. 3, 2, 1, bam! Wow. Ce mă? Nu se poate așa ceva, nu pot să cred. Arată efectiv ca în desen. Cu acoperișul triunghiular, cu geamurile și... iarbă și cer. Adică e efectiv cum am desenat-o. Mamă, frate, și e și decorată. Ok, asta e șmecheră. N-avem nimic în chest. Dar măcar am o casă pe gratis, presupun. Dar știi ce lipsește de aici, frate? Lipsește o chestie. Lipsește Tom, motanul meu. Așa că dați-mi două secunde să-l desenez. Adică trebuie să-l am și pe Tom la urma urmei. Cum fac o pisică? Ok, cred că pot să fac așa. Astea sunt urechiușele. Ăștia sunt ochii. Asta e gura. Astea sunt mustățile. Arată ca Tom. Bă, sincer, nu prea cred, dar cred că merită încercat. Ok, hai să aflăm, presupun. 3, 2, 1, bam! Oh, nu cred! Bă, e Tom! Ia că s-a dus direct în casă, nu cred. Oh, salut, Tom, eu Tom s-a pus pe pat, mă. Bă, frate, nu pot să cred. Bă, dar ia stai așa o secundă. Ce se întâmplă dacă fac chestia asta de mai multe ori? Genul să spawneze mai mult stop. Oameni buni, cred că am descoperit cum să facem un generator de tomi infiniți. Bă! Ok, fraților, în momentul de față sunt laminat și, băi, frate, găsesc numai iron, adică dau încolo de treabă, da, e ok, dar doar iron și coal, pur și simplu doar asta găsești și mă enervează. Adică eu am venit aici, frate, să găsesc niște diamante, nu prostii de-astea. Ok, cred că, și ce cred că o să fac, deci fiți atenți, uitați-vă la mine. Efectiv, o să desenez, nu, deci nici măcar aici, nu, uite, vreau să desenez aici. Deci fiți atenți, o să desenez niște diamante. Vreau niște diamante, ok? Așa că dați-mi două secunde. Trebuie să fac, uite, așa ceva. Nu știu să desenez. Ok, perfect. Acum, dați-mi două secunde. Perfect, iar acum haideți să facem așa ca să pară diamante, gen. Adică uitați-vă și voi. Mamă, bă, dar chiar vezi că am desenat ca lumea, frate. Ok, acum hai să vedem dacă primesc. 3, 2, 1 și... Oh my god, nu cred, nu se poate. Diamante. Oh, what? Ok, chestia asta chiar a funcționat. Am cerut diamante,
Am primit diamante. Ok, acum dacă nu vă supărați, dați-mi 2 secunde. Trebuie să le iau, că la urmă urmei sunt ale mele sau ceva. Yay! Ok, sincer să fiu, mă plictisesc de când tot fac chestia asta. Adică uitați-vă câte diamante am. Fac chestia asta de ceva timp. Așa că, cred că după ce mai au câteva diamante și mă satur de ele, vreau să trec la următorul nivel, oameni buni. Care este următorul nivel? Următorul nivel, oameni buni, este efectiv să desenez o casă din diamante. Ați auzit bine? Efectiv, dați-mi 2 secunde. Pur și simplu, asta este ce-mi doresc în momentul ăsta. Efectiv, uitați-vă la asta, este pur și simplu o casă care pur și simplu e făcută din diamante. Avem aici ușa foarte frumos și, desigur, hai să facem și niște geamuri, uite, cam așa. Și poate nu e cea mai frumoasă casă, dar măcar e de diamant, presupun. Da, sincer, nu știu unde o să încapă, dar hai să vedem. 3, 2, 1, bam! Oh! What? Ce, mă? Na, nu pot să cred. Efectiv, e o casă din diamante. Mă rog, e cam nemobilată, dar... Măcar e a mea! Mamă, frate, câte flori! Ha! Nu pot să cred. Uitați-vă și voi cât de frumos e câmpul ăsta. Ah, păcat că sunt singur, frate. Ah, mă simt atât de singur. Știți de cine am nevoie? De un prieten! Andrei 2010, prietenul meu! Da, chiar, frate. O să-l desenez pe Andrei 2010 și sper să apară. Ma, chiar dacă-l desenez pe Andrei, gen, chiar o să apară? Ok, dați-mi 2 secunde. Trebuie să-i desenez efectiv capul ăla pătrat și, bă, chestia asta o să dureze ceva pentru că nu prea știu. Ce, nu-mi pare rău așa, sunt puțin mai nubio de fel. Uite, am făcut aici niște culori în paleta asta. Ok, bun, deci facem aici cu culoarea pielii, în caz că nu v-ați prins. Bun, perfect. Cum hai să-i facem freza aia suspectă. Așa, bun, dați-mi 2 secunde. Aha, acum îi facem ochii. Cred că o să-i fac ceva de genul ăsta, stați așa, bam, bam. Ok, arată ca Andrei, arată ca Andrei momentan, perfect. Acum o să-i fac gura, ceva de genul. Ok, arată ca Andrei aproape, numai că e prea normal. Și desigur venim și cu chestia care îl reprezintă pe Andrei, și anume chestia asta de la gură. Ok, bun, păi și acum hai să vedem ce se întâmplă. 3, 2, 1, bam! Andrei! Mă, unde am ajuns? Nu pot să cred, nu pot să cred că desenul meu chiar a mers. Andrei, ești aici? Mă, eu visez? Mă, ce aveai în mână? Bă, Andrei, nu pot să cred că efectiv chiar a mers chestia asta. Episodul ăsta e genial. Arată-mi ce aveai în mână. Mamă, nici nu știu să-i arăt desenul. Aveam un desen cu tine, Andrei. Nu aveam mare chestie. Dar de ce? Adică, care-i faza? E oribil. Da, mă, bine, mă rog. Ești aici? Da, sunt aici. Cum am ajuns aici? Acum 2 secunde eram pe canapea și mă uitam la pești și mâncam pizza. Bă, da chiar. Unde mi-e pizza? Stai 2 secunde. N-ai pizza? Bă. Stai, pot rezolva, pot rezolva, Andrei. Stai, calmează-te. Ce mi-ai făcut? Stai, poți obțin pizza? Stai puțin. Aolo, stați, cred că trebuie să facem rost de o pizza pentru Andrei. Ok, dați-mi 2 secunde. Perfect. Mamă, frate, nu pot să cred că fac așa ceva. Mamă, ce fel e de pizza asta, mă? Mamă, bă, dar nu chiar. Chiar nu pot să fac. Ok, perfect. Hai că e acceptabil. Ok, hai să o umplem așa. Mă, ce faci acolo? Ba, Andrei, așteaptă-mă, frate. Crede-mă, chiar o să merite. Lucrez, mă rog, așa obțin eu chestiile. Poveste lungă. Așa, să știi că eu nu mănânc hârtie. Nu, așteaptă. Oh, Doamne, bă, dar nerăbdător mai e omul ăsta. Așa, perfect. Bun, gata. Perfect. 3, 2, 1, bam. Andrei, poftim felia ta de pizza. Mamă, cred că o să fie super impresionat. De unde? Secretele mele. Ok, Andrei, deci vino cu mine pentru că vreau să plecăm într-o aventură pe ocean. Efectiv, o să fie atât de șmecher. Numai că nu avem bărci. Dar stai 2 secunde. Rezolv imediat. Mă, ce e asta? Ok, așa, perfect. Bun. Cum desenez o barcă? Mă, dar de ce tot desenez chestii? Ba, Andrei, nu o să înțelegi niciodată. Ok, deci fiți atenți cum fac o barcă. Deci, efectiv, fac o chestie de genul așa și aici pe părți o să fac 2 vâzle. Credeți-mă că e o barcă. Deci, credeți-mă că asta chiar e o barcă. Ok, și o să menționez aici undeva într-un colț X, stai, X 2, adică ca să-mi dea 2. Andrei, da? Privește și învață. 3, 2, 1 și... Haide, vino cu mine. Haide, mă, că bă, e la fel ca în desen. N-ai ce să zici, haide, de unde, mă? Nu ai tu treabă, hai, vino că avem treabă. Doamne ferește. Bă, stai, ce s-a întâmplat, bă? Ce? Bă, dar
mult mă mai deranjeze, Andrei. Mielene, să vâzlesc așa, așa că o să sar în barca ta. Na, poftim, deci efectiv na, nu mai zic nimic. Elene să vâzlească și vine la mine în spate. Ok, presupun. Ok, Andrei, perfect. De ce m-ai adus pe vârful unui munte? Ei bine, așteaptă două secunde. Bun, fraților, deci în momentul de față vreau să desenez o elitra. Efectiv, uitați-vă cât de ușor se desenează o elitra. Mă rog, mai degrabă zici că e ceva jetpack, dar credeți-mă că este o elitra. Și dați-mi două secunde să specific aici X2, pentru că vreau două. Ok, Andrei, nu te uita, bă! Bă, dar n-am nevoie de căști. Ce, mă? Mamă, bă, întoarce-te, mă! 3, 2, 1, bam! Ok, perfect, Andrei, pune-ți asta repede și hai, hai să mergem! Bun, dă-te, 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 hai, ești gata? 3, 2, 1, wow! Mamă! Hai, bă, n-ai ce să zici, Andrei, chiar e mișto! Asta voiam să fac, să mă dau cu elitra cu Andrei! Uite-te și tu, frate, cât de mișto! Bă, ce tare, pe bune! Bă, Andrei, dar știi cine lipsește? Bă, Andrei, parcă lipsește efectiv Barney, ursulețul de pe iSilent.ro. Gen, parcă lipsește, nu-i simți deloc lipsa? Da, pe bune, dăm două secunde, deci stai, două secunde, te rog frumos. Spune-mi ce model vrei să fie. Ăla de vară, că vine vara? Păi tași, bă, că ăla încă nu s-a anunțat. Altul care deja există. A, încă nu? Scuze, da, zi altul. Ăla clasic, ai Silent Head. Adică ăsta, gen, ok, da. Ok, dați-mi două secunde să desenez ursul ăsta. Ok, și cam gata. Ce părere ai, Andrei? Bă, eu zic că seamănă, sincer să fiu, adică eu zic că chiar destul de asemănător. Tu ce părere ai? Bravo, mă, Picasso! Ok, acum hai să vedem. 3, 2, 1, bam! Oh. De ce, nu s-a întâmplat nimic? Cred că știu. Ce? Pentru că n-a dat lumea like. Hai, mă, pe bune! Haideți, mă, fraților, pe bune. Da, ba, Andrei, ce să zic acum? Presupun că asta e. Ah, gata, au dat! Uită-te în spate! Ha, ce? Ha! Oh, ce? Nu cred! Nu pot să... Andrei! E Barney! Bă, frate, nu pot să cred că l-avem pe Barney, Andrei! Ok, acum e al meu, pa! Ce? Bă! Bă, stai! Ce, bă?